Artera din inima Constanței părea să se fi transformat în coșmarul tuturor constanțenilor, care o priveau ca pe un șantier etern. Astăzi, constanțenii sunt sceptici în ceea ce privește termenul de finalizare a lucrărilor la partea pietonală, care ar fi trebuit să fie gata la finalul acestei luni, după cum și-a asumat public antreprenorul care se ocupă de proiect. S-ar putea vreo minune așa de la Dumnezeu să se termine. Credeți că va fi gata până pe 30? Nu cred. Nu cred. Ceea ce, cum văd acum că se desfășoară lucrările, n-am nicio speranță că va fi gata în termen. După ceea ce putem observa, niciun caz. Din 2021, atunci când s-a dat startul proiectului Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța, termenul limit a fost amânat de mai multe ori. Situația este similară și când vine vorba de firmele responsabile cu modernizarea zonei pietonale. Actuala firmă a preluat proiectul la începutul lunii mai, atunci când mai bine de 75% din lucrări nu erau finalizate. Și trotuarul ar fi fost gata mai repede, dacă nu ar fi existat probleme cauzate de intervenția celor de la Raja și termoficare. Artera a devenit o zonă evitată de constanțenii sătui și plictisiți de șantierul care pare că nu se va mai termina. Haosul are și un termen, evident de necrezut, 30 septembrie. Iar antreprenorul care se ocupă acum de lucrare recunoaște și public acum că termenul asumat, sfârșitul acestei luni, nu poate fi respectat. Este însă și o veste bună. Nu mai este mult de muncă pe partea pietonală a străzii Ștefan cel Mare. A rămas singura de finalizat și ne-am asumat terminul pe 30 septembrie, strada Ștefan cel Mare, care este compusă din 6 tronsoane. 5 dintre ele sunt finalizate la nivel de paviment, pentru că doar asta răspundem. Tronsonul care încă nu este gata este cel cuprins între Mihai Viteazu și Mihai Leanu. Vineri, reprezentanții Raja au eliberat zona, așa că lucrările pot continua și pe această porțiune. Sperăm că de luni vom intra acolo și ultimul tronson să fie gata în maxim 10-15 zile. După ce partea pietonală va fi gata, se va monta granitul și se vor face și restul lucrărilor, ce includ inclusiv modernizarea rețelei de iluminat. De asemenea, infrastructura de semnalizare rutieră va fi adaptată la nevoile persoanelor cu dizabilități. Important este că oamenii lucrează. Se va mai lucra câteva luni. Conform contractului, muncitorii mai au ceva timp la dispoziție să termine toate lucrările de pe strada Ștefan cel Mare. Termenul de finalizare, de montare al copacilor și tot ce înseamnă dotări urbane este până pe 3 decembrie. În final, esplanada de pe Ștefan cel Mare va fi îmbogățită și cu aproximativ 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Investiția totală a proiectului ajunge la aproape 90 de milioane de lei.